Deputatul de Gorj, Victor Ponta, este așteptat la Târgu Jiu pentru a participa la lansarea candidaților PSD la alegerile locale. Fostul premier al României a confirmat deja prezența liderilor de la Gorj și va ajunge la Târgu Jiu pe 3 sau 4 mai. Până atunci însă PSD Gorj trebuie să finalizeze listele de consilieri locali și județeni. Victor Ponta va ajunge din nou la Târgu Jiu la începutul lunii viitoare. Fostul premier va participa la lansarea candidaților PSD pentru alegerile locale, fapt confirmat de organizația județeană. Putem confirma acest lucru. Cel care a confirmat prezența la un asemenea eveniment important pentru organizația județeană, este domnul Victor Ponta, deputatul de Târgu Jiu, care va fi prezent pe 3 sau pe 4 mai la acest eveniment important pentru organizația noastră. Așa cum și dumneavoastră știți, a fost prezent la fiecare eveniment important al organizației județene PSD Gorj. Socialdemocrații așteaptă un răspuns de la Liviu Dragnea și Valeriu Zgonea, care au fost și ei invitați la eveniment. Au fost lansate și câteva invitații domnului președinte Liviu Dragnea, domnului președinte executiv Valeriu Zgonea, domnului secretar general Neacșa. Socialdemocrații vor stabili mâine în cadrul Comitetului Executiv componența finală a listelor pentru alegerile locale.